Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă lecție de geografie în cadrul proiectului examene pentru nota 10. Pentru astăzi, ca urmare a însumării tuturor lecțiilor pe care le-am discutat până acum, am pregătit un test de antrenament, un model de rezolvare a unor exerciții pe care le aveți și la examenul național de bacalaureat care stă să înceapă. Pentru aceasta am pregătit la întâmplare un test pe care îl găsiți în mare parte și publicat pe site-urile oficiale ale Ministerului și pe care cu siguranță mulți dintre voi l-ați și rezolvat până acum sau o parte dintre exerciții l-ați și rezolvat. Pentru astăzi am încercat să vin cu niște explicații la unele exerciții, să încerc să vă îndrum spre modul corect de a scrie pe foaia de examen și, de ce nu, să dați răspunsurile cât mai corecte la ceea ce vi se cere în testul sau la examenul respectiv. Așadar, în ceea ce sau ceea ce aveți de pregătit pentru examenul de bacalaureat se transformă în trei mari subiecte pe care le aveți de rezolvat la examen. Astfel, primul subiect este dedicat Europei. Vi se prezintă o hartă care are marcate cu litere state din Europa și cu numere orașe capitale ale acestora. Este un model de hartă pe care îl puteți avea la examenul de bacalaureat. Ca urmare a acestei hărți, va trebui să răspundeți la câteva întrebări. Am încercat să colorez puțin harta, tocmai pentru a vă fi ușor să urmăriți ceea ce încercăm să rezolvăm și să scriem și la tablă, așa cum ar trebui să scrieți și pe foaia de examen. Ca urmare, primele subiecte care vă sunt date sunt cu iteme obiectivi, aveți de răspuns tip grilă sau să dați pe scurt răspunsul corect la niște întrebări simple care vă pot aduce mare parte din punctajul la acest subiect, circa 20 de puncte. Vreau să încep, înainte de a trece la rezolvarea subiectelor, cu o remarcă pe care să o urmăriți și dumneavoastră de acasă, că principalele subiecte se referă la state din Europa și capitalele acestora. Mare parte dintre întrebările care vă sunt date la acest subiect le puteți sau puteți răspunde corect știind harta politică a Europei și capitalele statelor. Ca urmare, urmărind harta pe care ați avut-o în prim plan, trebuie să răspundeți la niște întrebări. Subiectul 1 A, B și C, trei chestiuni de urmărit. Pentru început, prima parte a testului spune cam așa. Trebuie să precizați numele orașului capitală marcat pe hartă cu numărul 8. Dacă este să urmăriți pe harta respectivă numărul 8, găsiți cu siguranță undeva în nord-vestul Europei, în insulele britanice, capitala Regatului Unit, adică Londra. A doua întrebare, precizați numele statului marcat pe hartă cu litera J. Urmărind harta respectivă,
găsim litera J undeva înspre nord-estul continentului, țările Baltice, iar la litera J, numele statului marcat cu această literă este Letonia. În câteva secunde se pot obține 4 puncte urmărind cu atenție harta și răspunzând corect la întrebările respective. La punctul B. Scrieți pe foaia de examen răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos. 1. Orașul capitală marcat pe hartă cu litera cu numărul 5 se numește și trebuie să scrieți denumirea acestui oraș capitală, numărul 5, înspre centrul Europei, capitala Slovaciei și anume Bratislava. Doi. Statul enclavă Vatican se află pe teritoriul orașului capitală marcat pe hartă cu numărul și iarăși un stat enclavă este statul ale cărui granițe se află în interiorul altui stat. În peninsula italică două state enclave San Marino și Vatican în cazul de față cu numărul 13 capitala Roma este răspunsul corect, dar citind cu atenție întrebarea, trebuie să precizați numărul cu care este notat acest oraș capitală și nu denumirea acestuia. Mare atenție, pentru că de cele mai multe ori se greșește dacă elevul nu este atent cu ceea ce are de rezolvat. La 3. Orașul capitală Tallinn este marcat pe hartă cu numărul și la fel, uitându-ne pe hartă, orașul Tallinn, evident, capitala Estoniei, am avut de-a face recent cu Letonia, un exercițiu mai sus, în dreptul orașului respectiv este trecut numărul 7. Răspunsul pentru acest exercițiu, 7. Și încă 6 puncte de la acești itemi care completează punctajul de la examenul de bacalaureat. La punctul C. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre afirmațiile de mai jos. Sunt niște afirmații și trebuie să răspundeți corect scriind pe foaia de examen doar litera corespunzătoare răspunsului corect. Aici să aveți mare atenție. Citiți întrebarea și extrageți răspunsul corect dintre A, B, C sau D și scrieți litera corespunzătoare. În mod normal, nu interesează scrierea răspunsului corect decât, așa cum vă cere acolo, doar litera corespunzătoare acestuia. 1. Statul marcat pe hartă cu litera A se numește. O aruncare pe foaia, cu ochii pe foaia de hârtie. Găsim deja statul A marcat în sudul Europei. Avem și 4 variante de răspuns: Andorra, Cipru, Malta sau Monaco. Evident, în partea sudică a Europei, la sud de insula Sicilia, se află insula Malta. Așadar, pentru subiectul C1, răspunsul corect este C, așa cum ar trebui să scrieți pe foaia de examen. Întotdeauna recomand elevilor pentru a verifica răspunsul, pentru a nu greși, ar putea să scrie și denumirea răspunsului sau a ceea ce este scris după litera corespunzătoare a răspunsului corect. Mai departe, a doua întrebare. Câmpia Voivodinei, ca parte a Câmpiei Panonice, se află pe teritoriul statului marcat pe hartă cu litera și sunt date câteva litere B, C, F sau J. În cazul în care știți deja răspunsul corect, căutați direct informația. În cazul în care nu sunteți siguri sau nu știți exact care este răspunsul corect,
încercați prin excludere. Verificați toate răspunsurile care vi se dau și prin acest mijloc, acest procedeu, puteți ajunge la răspunsul corect. Nu lăsați niciodată necompletat, chiar dacă nu sunteți foarte siguri pe răspunsul respectiv. În cazul de față, câmpia Voivodinei, ca partea câmpiei panonice, se găsește în statul marcat pe hartă cu litera B, Serbia. Răspunsul corect, așa cum este trecut aici, la punctul 2, A, și apare litera B, pentru că pe harta respectivă, statul respectiv este notat cu o literă. Trebuie să scriem în principal litera corespunzătoare răspunsului corect. Eu am preferat să scriu și răspunsul corect, tocmai pentru a avea o evidență și a nu greși în cazul în care vreau să și corectez la final ceea ce am scris. 3. Portul maritim Anver sau Antwerpen se află în statul al cărui oraș capitală este marcat pe hartă cu numărul. Și sunt 4 variante. 2, 4, 8 și 14. Pornind de la denumirea acestui oraș, unii poate au auzit de orașul port Anver sau Antwerpen, ne dăm seama din scrierea acestuia două variante. E clar că se scrie în două limbi oficiale ale statului respectiv. Dintre variantele expuse, e clar că principala oprire este orașul cu numărul 4 pe hartă, în partea de nord-vest a Europei, în Belgia. Deci Anver sau Antwerpen se află în Belgia. Pe hartă, mă rog, orașul capital al acestei țări este notat pe hartă cu numărul 4. Răspunsul corect la 3, B. Și acolo era varianta cu 4 ca răspuns pentru capitala Bruxelles a Belgiei. Întrebarea cu numărul 4. Munții Alpi se desfășoară pe teritoriul statului marcat pe hartă cu litera. Și avem 4 variante de răspuns, 4 litere, C, F, G și H. Imediat trebuie să mergem cu gândul unde sunt localizați munții Alpi, să ne gândim ce state alpine cunoaștem și atunci, dintre țările care sunt notate pe hartă, putem să dăm un răspuns foarte simplu. În cazul hărții pe care o aveți acum în față, în centrul Europei, cu litera F, este notată Austria. Așadar, ca răspuns corect pentru exercițiul numărul 4, era B-ul cu litera F notat pe hartă această țară. Și 5, orașul marcat pe hartă cu numărul 3. Este capitala statului. Și sunt 4 variante de răspuns, Albania, Croația, Bosnia și Herțegovina și Macedonia de Nord. Uitându-ne la numărul 3, în partea de sud a Europei, găsim capitala Skopje a Macedoniei de Nord, așa cum se numește acum. Așadar, și pentru varianta de 5, răspunsul final este D și scriu evident și varianta în litere Macedonia de Nord. Bun. Prin urmare, aceste subiecte de tip, cu item de tip obiectiv, vă aduc 20 de puncte. Rugămintea mea a fost și la începutul acestei prezentări să aveți în vedere ceea ce vi se cere. Și observați că dintre aceste întrebări, doar două, să spunem, nu au legătură cu harta politică a Europei și capitalele acestora. Adică mare parte a itemilor formulați la acest subiect sunt din harta politică a Europei, țări capitale. Ceea ce înseamnă că vă puteți axa foarte mult pe această parte a capitolelor de învățat pentru bacalaureat și obțineți punctaje destul de importante. Urmează subiectul D. Acolo unde
Din această perspectivă, trebuie să faceți o comparație. Subiectul de o comparație între clima a două state. În cazul de față, subiectul sună cam așa. Prezentați trei deosebiri între clima statului marcat pe hartă cu litera C și clima statului marcat pe hartă cu litera E. Evident, niște chestiuni ajutătoare pentru a putea lua toate cele șase puncte puse în joc la acest exercițiu, vi se spune așa, că deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă. Fie factori genetici, fie tip de climă, fie temperaturi medii anuale, de vară, de iarnă, fie amplitudine termică, precipitații medii anuale, iarna sau vara, vânturile cu frecvență ridicată sau alte aspecte legate de climă pe care le aveți în vedere. Și punctajul complet, atenție, va fi acordat doar dacă dați răspunsul comparativ și nu separat. Imediat vom face și un exemplu pentru a porni în rezolvarea acestui tip de subiect, la care vă spune clar că nu este necesară nici precizarea numelor statelor. Puteți face referire la statele respective cu literele care sunt marcate pe hartă. Nu cred că este cazul să nu cunoașteți foarte bine care sunt aceste state, însă revin puțin la harta pe care o aveți pe foaia de examen și repet întrebarea, exercițiul sună cam așa. Trei deosebiri între clima statului marcat pe hartă cu litera C și clima statului marcat pe hartă cu litera E. C este Ucraina. La E este insula vulcanică din nord-vestul Europei, Islanda. Deja, ținând cont de poziția geografică a celor două state, la nivel continental sau la nivelul globului, comparația poate fi foarte, foarte simplă. Îndrumarea mea este să începeți întotdeauna cu tipul de climă existent în cele două țări. E clar că pentru Ucraina, țară vecină cu România, tipul de climă predominant este cel temperat continental. Iar în Islanda, vă puteți referi la nuanțele oceanice sau la influențele subpolare de care suferă, între ghilimele, această țară. Prin urmare, clima întâlnită pe teritoriul Islandei este temperat oceanică în partea de sud a insulei și subpolară în partea nordică. Foarte simplu, v-ați putea referi aici și la factorii genetici, inclusiv curentul Atlanticului de Nord, care îmblânzește puțin insula, sau mă rog, clima în partea sudică a insulei Islanda, sau dacă nu, vă puteți referi la valorile de precipitații medianuale sau temperaturi medianuale în cele două țări. Atenție! Comparația poate fi făcută și simplu, adică să spuneți că precipitațiile medianuale sunt mai ridicate în Ucraina decât în cealaltă țară. Dar, dacă nu dați valorile, este posibil să nu primiți răspunsul sau punctajul complet. De aceea, indicat ar fi să puneți bazele, să spunem așa, la caracteristicile climatice ale climatelor din Europa, învățând caracteristici sau valori ale temperaturilor și ale precipitațiilor. Măcar intervalul între care s-ar cuprinde aceste valori din statele sau din climatele respective. Pentru aceasta, eu am pregătit un mic model pe care să-l folosiți în cazul în care aveți de caracterizat, să spunem, două astfel de state cuprinse în două climate diferite. Comparativ și nu separat. Așadar, conform indicațiilor pe care le primiți și pe foaia de examen, răspunsurile corecte sau un anumit răspuns ar putea suna cam așa.
în statul marcat pe hartă cu litera E, și cred că E este vorba de Islanda, este prezentă clima temperat oceanică și clima subpolară. În timp ce în statul marcat pe hartă cu litera C, adică Ucraina, predomină clima temperat continentală. Așadar, începem cu acest exercițiu sau cu această formulare la subiectul D. Repet, comparativ și nu separat, caracteristicile climatice ale celor două state. Avem descris trei deosebiri. Așadar, în statul marcat pe hartă cu litera C, la indicații vi se spune că nu este neapărat nevoie să vă referiți la statele respective cu precizarea numelor acestora, ci este suficient să scrieți litera de pe hartă. Eu în paranteză scriu Ucraina. Predomină clima mai mult decât predomină, e clar, întâlnim acest tip de climă în partea estică a Europei. Predomină clima temperat continentală. În timp ce sau comparativ sau spre deosebire de, în statul marcat pe hartă cu litera E, în cazul de față am tot spus Islanda, întâlnim climă subpolară în nordul acestei insule și climă temperat oceanică. În partea sudică, în special, acolo unde, cum am spus mai înainte, ca factor genetic important, curentul Atlanticului de Nord îmblânzește clima din această parte a Europei. Bun, am făcut deosebirea referitor la tipul de climă. Cunoscând tipul de climă, ne putem orienta acum să facem deosebire între cantitatea de precipitații căzută sau temperaturile medii anuale întâlnite. Așadar, formarea poate să fie în același mod. În statul marcat pe hartă cu litera, temperaturile medii anuale sunt cuprinse între. Și aici ar fi indicat, cum am spus mai înainte, să învățați niște reguli, intervale de temperaturi și precipitații care să vă ajute să formulați corect răspunsul corect. Așadar, în statul marcat pe hartă cu litera C, temperaturile medii anuale de obicei, în zona aceasta a climatului temperat continental, temperaturile medii anuale sunt cuprinse sau până în 10 grade, 5-10 grade Celsius, scăzând evident dinspre vest spre est aceste temperaturi. În cazul de față, pentru Ucraina, undeva la 8-10 grade cred că se încadrează temperaturile medii anuale,
Eu voi scrie aici 5-10 grade tocmai pentru a vă ajuta să rețineți mai ușor aceste temperaturi. Se încadrează între 5 grade Celsius și 10 grade Celsius. Spre deosebire de statul marcat pe hartă cu litera E, repet, Islanda, unde în nordul acestei insule, acolo unde întâlnim climă subpolară, temperaturile sunt negative. Putem scrie sub 0 grade Celsius, unde temperaturile medii anuale scad sub 0 grade Celsius în nordul insulei, adică în partea unde este prezentă sau unde sunt influențele subpolare. Bun, formularea poate fi diferită în funcție de particularitățile fiecărui elev. Așadar, important este să aveți în vedere tipul de climă întâlnit și într-o parte și în cealaltă și atunci răspunsul final vă conduce spre punctajul maxim. Mai rămân să vorbim despre precipitații. În cazul precipitațiilor căzute în zona Ucrainei, comparativ cu ceea ce întâlnim în partea de nord a Islandei, e clar că putem face o deosebire evidentă. Voi formula altfel, fără să scriu litera respectivă, ca să aveți și un exemplu cu denumirea statelor direct scrise și putem formula în felul acesta. În Ucraina, precipitațiile medii anuale, evident în climatul temperat continental, sunt cuprinse între 400 și 600 de milimetri. Deci precipitațiile medii anuale între 400 și 600 de milimetri, ceea ce caracterizează acest tip de climă temperat continental, specific, repet, tuturor țărilor vecine cu România, dacă vă ajute poate la subiectul al treilea să știți acest fapt. Comparativ cu Islanda, unde precipitațiile medii anuale sunt mai scăzute, mai reduse, cuprinse între 0 sau mă rog, între 0 sau între 200 și 300-400 de milimetri. Valori, adică foarte reduse, sub 200 de milimetri pe an, în partea nordică a Islandei, repet, în zona în care se întâlnește climatul subpolar, precipitațiile sunt mult mai reduse, sub formă, în special sub formă de ninsoare.
puteți specifica și acest lucru ca o caracteristică a precipitațiilor căzute în zona de nord a Islandei, acolo unde, repet, este specific acest tip de climă subpolar. Bun, și ați atins cele trei chestiuni importante, cele trei deosebiri care vi se cer în exercițiu. Puteți să mai găsiți și alte variante, cu siguranță puteți face referire și la vânturile cu frecvență ridicată în Ucraina, crivățul în zona Islandei, vânturile de vest sau vânturile polare în partea nordică și deosebirile pot să continue. Dacă aveți timp și dispoziția necesară, puteți scrie patru deosebiri. Nu cred că deranjează pe cineva dacă toate cele patru sunt foarte corecte. Și așadar, se mai adaugă încă 6 puncte la zestrea de punctaje obținute la acest examen, de nota 10, evident. Pentru subiectul E, aveți două chestiuni de urmărit, și anume două întrebări simple în care vi se cere următorul enunț. Statul marcat pe hartă cu litera D obține aproape 100% energie electrică în hidroenergie. Prezentați un factor natural care favorizează amplasarea și funcționarea hidrocentralelor în acest stat. Un răspuns simplu, trebuie să vă gândiți așa. În primul rând, ce stat este la litera D? Uitându-vă pe hartă, cu siguranță în partea nordică a Europei, D-ul, Norvegia, repet, 100%, aproape 100% energie electrică din hidroenergie. Ce înseamnă hidroenergie? Energie obținută pe baza apelor. Ce factor natural ar contribui tocmai pentru a amplasa și a funcționa corect și cu randament în această țară hidrocentralele? În primul rând, trebuie să vă gândiți la factorii naturali legați de cadrul natural al țărilor respective. Pornind la relief, de la climă, de la ape și mai ales ape în situația de față. Răspunsul poate fi foarte pe scurt și îmi permit să completez aici. Puteți da răspunsul simplu clima sau prezența apelor, însă veți primi doar un punctaj parțial, adică din două puncte primiți un singur punct. Așa că indicat este să faceți în așa fel încât răspunsul pe care îl dați să îl transformați într-o frază și să dați și explicația corectă. Vreau să dau răspunsul pe tablă, simplu, ca să nu mai pierdem timpul cu explicații, însă e clar că ceea ce ar trebui fiecare elev să facă este să formuleze răspunsul atât de bine încât să explice de ce acel factor influențează ceea ce se cere acolo. Spre exemplu, în cazul Norvegiei, ați văzut și pe hartă sau știți foarte bine cum se desfășoară Norvegia în latitudine, de la nord spre sau de la nord-est spre sud-vest, o fâșie îngustă de uscat, cu un relief predominant muntos, ceea ce face ca râurile existente să beneficieze, deși sunt scurte, de o viteză mare de curgere a apei și de debite destul de importante. Practic, acesta este factorul natural care influențează amplasarea de hidrocentrale în cazul de față, în Norvegia. Prezența râurilor scurte, cu debit important și cu viteză mare de curgere, datorită reliefului. Și de ce nu, ca exemplu, ca răspuns, intervine și clima. Prin urmare, răspunsul de care trebuie să vă legați se referă în special la prezența râurilor, așa cum ziceam mai înainte, ape scurte, repezi cu debit important.
Evident, pe lângă acest lucru, ați putea adăuga ca factori importanți relieful și clima existentă în această parte a Europei. Numai că, repet, un simplu răspuns, așa cum l-am scris eu acolo, va aduce doar o parte din punctaj. Important este să explicați într-o frază cum anume influențează prezența apelor constituirea de hidroenergie, de hidrocentrale pentru hidroenergie. 2. Al doilea exercițiu, de la punctul E, la fel, de prezentat, tot un factor natural, care favorizează culturile de citrice și de măslini în statul marcat pe hartă cu litera G. Dacă ne uităm pe hartă, litera G, undeva în sud-vestul Europei, în peninsula iberică, este Spania. Spania are culturi importante de măslini și citrice. De ce? Că, de fapt, asta trebuie să scoatem în evidență. Ce anume favorizează culturile de citrice și măslini în zona aceasta a Europei? E clar că răspunsul simplu, așa cum l-am abordat și mai înainte, ar putea fi și acesta, legat de clima mediteraneană și, evident, solul specific. Dar, repet, în ceea ce privește răspunsul exact, trebuie să formulați explicația în așa fel încât să scoateți în evidență, să o prezentați și nu doar să o precizați. Repet, pentru acest exercițiu, răspunsul ar putea suna în felul următor. În statul marcat pe hartă cu litera G, și anume Spania, culturile de citrice și de măslini sunt favorizate de clima mediteraneană, unde știm foarte bine temperaturile sunt pozitive tot timpul anului, ceea ce ajută foarte mult la culturile acestea. Alături de temperaturile înregistrate, e clar că vă puteți referi și la solul caracteristic, propice pentru aceste culturi. Știți foarte bine și tipul de sol predominant întâlnit în zona aceasta mediteraneană este Terra Rossa. Așadar, un răspuns complet trebuie să cuprindă toate aceste detalii într-o frază sau două și nu așa simplu cum am dat aici, doar schematic pentru a porni de la ele. Aveți în vedere în felul următor, pentru că aceste exerciții la punctul E vă cereau factori naturali. Întotdeauna gândiți-vă care sunt factorii naturali care influențează orice altceva, în afară de agricultură, de răspândirea viețuitoarelor, de răspândirea oamenilor și așa mai departe. Relieful, clima, apele, vegetația, fauna, solurile și așa mai departe. Aceștia sunt factori naturali de care trebuie să vă legați. Trebuie doar să-i puneți în context. Să vă gândiți, relieful poate influența ceea ce mi se cere aici? Dacă da sau dacă nu, știu să explic. Dacă nu, trec mai departe. Clima. E clar că pot încadra și clima, mai ales dacă știu ce tip de climă se află acea țară, o caracterizez pur și simplu cu temperaturile respective cuprinse între și între, cuprinse sau precipitațiile cuprinse între și atât, sau vânturile caracteristice care pot influența așadar ceea ce vi se cere la examen. Subiectul al doilea, cel dedicat României, este tot la fel de important. Pentru unii mai dificil, chiar dacă este țara noastră, dar așa, din experiență și dintr-o statistică, aici se obțin mai puține puncte ca la subiectul legat de Europa, însă, cu mare atenție, puteți obține punctajul maxim și la aceste exerciții. Așadar, aveți o hartă a României pe care sunt notate principalele unități de relief cu litere și orașe și râuri cu numere.
de la 1 la 12. Vi se spune clar, practic, că aceste exerciții, acești itemi concepuți pentru acest subiect al doilea, se referă la unități de relief din România și orașe și râuri. Așadar, baza de la care trebuie să plecați este să cunoașteți foarte bine ceea ce înseamnă unitățile de relief din România plus râurile și orașele principale. Orașele principale însemnând orașele reședință de județ. Ele vă sunt solicitate în principal la exerciții. Și veți vedea că știind aceste chestiuni, aceste mici capitole ale geografiei României, puteți să luați un punctaj mare, important, și de la această parte a examenului. Așadar, să începem. Primele întrebări, la fel, după un algoritm pe care l-ați avut și la subiectul dinainte, subiectul întâi. Aveți de precizat. La punctul A, numele orașului marcat pe hartă cu numărul 2. Dacă este să privim pe harta respectivă, am colorat cu roșu undeva în partea de sud a țării noastre, pe Jiu, orașul Craiova. Așadar, răspunsul simplu în felul acesta pentru A1, Craiova. 2. Numele râului marcat pe hartă cu numărul 9. În cazul de față, numărul 9, în partea de est, nord-est a țării noastre, este râul bine cunoscut de către noi aici, Jijia. Punctul B. Scrieți pe foaia de examen răspunsurile corecte care completează afirmațiile de mai jos. Râul marcat pe hartă cu numărul 8 se numește. În cazul de față, o privire de ansamblu dată hărții, numărul 8 este Cerna. Foarte simplu, răspuns corect. 2. Relieful vulcanic se găsește în unitatea de relief marcată pe hartă cu litera. În România, știți foarte bine, relief vulcanic în Carpații Orientali, în cele două grupe, Maramureș și Bucovina, plus Moldo-Transilvania. În cazul de față, singura grupă montană bifată pe hartă și notată cu literă este grupa Carpaților Moldo-Transilvani. Notați pe hartă cu litera A. 3. Orașul marcat pe hartă cu numărul 3 se numește și pe hartă, pe râul Cibin, aveți râul, orașul numit Sibiu. Foarte repede, răspunsurile sunt simple, le puteți scrie în felul acesta ca să aveți foarte bine schematizat ceea ce trebuie să faceți. La punctul C, la fel ca și la subiectul întâi, aveți tip grilă, A, B, C, D, cele patru variante de răspuns și trebuie să scrieți litera corespunzătoare răspunsului corect. Și anume, 1. Petrol și gaze naturale se exploatează din subsolul unității de relief marcate pe hartă cu litera. Urmărind harta și făcând chiar excluderi, excluzând anumite variante, aveți C, E, F și G. Ajungem că în zona de câmpie din partea vestică a țării, acolo unde este F, s-ar întâlni petrol și gaze naturale. Așadar, pentru unul răspuns final C, eu pun și litera respectivă, v-am spus și mai înainte de ce, pentru a putea verifica eu însumi răspunsul corect pe hartă, poate spre finalul lucrării. 2. Șisturi verzi. Deja cred că nu ai rost să mai insist, se întâlnesc în, și aveți patru variante,
AEGH. E clar că și surveți când aud, ar trebui să mă gândesc, să mă duc direct la răspunsul corect, Podișul Dobrogei. În cazul de față, punctul B cu răspunsul E mare ar fi cel corect. 3. Orașul marcat pe hartă cu numărul 4, străbătut de un râu. Și avem 4 variante. Bega, Caraș, Mureș, Timiș, 4 în vestul țării. Aici să aveți mare grijă să nu confundați Bega cu Timișul. În cazul de față este orașul Timișoara, străbătut de Bega. Deci răspuns final pentru subiectul al treilea, A, Bega, care traversează orașul Timișoara. Mai rămân 2 exerciții simple. Influențe climatice este continentale, este europene, de ereditate. Pătrund în unitate de relief marcată pe hartă cu litera A, B, C, D, avem B, C, D, F. E clar că în partea de est a țării noastre, singura variantă disponibilă între cele 4 date aici pe tip grilă este varianta D, adică răspuns final C. Și ultima întrebare la acest subiect, râul marcat pe hartă cu numărul 7, sunt 4 variante de răspuns. Izvorăște din grupa sudică a Carpaților Orientali, se numește Trotuș, se varsă în Dunăre sau străbate orașul Focșani. Urmărind exact numărul 7, se observă că acolo se află Carpații Curburii. E clar că izvorăște din această grupă sudică a Carpaților Orientali. Și răspuns final A pentru acest exercițiu. Sau obținut, să spunem așa, aproximativ 20 de puncte foarte simple. Continuăm cu rezolvarea subiectelor de la punctul D și E după o scurtă pauză și revenim. Am revenit și continuăm cu rezolvarea exercițiilor de la subiectul al doilea, cel dedicat României. Am rezolvat până acum subiectele A, B și C, cele cu item obiectivi. Urmează subiectul D, cel care vă supune atenției o comparație între două unități de relief. În cazul acestui subiect aveți de prezentat 3 deosebiri între relieful unității marcate pe hartă cu litera B și relieful unității marcate pe hartă cu litera H. Cele două unități de luat în calcul, repet, B, podișul getic, și H, o parte montană din Carpații Meridionali. Așadar, în ceea ce privește denumirile celor două unități de relief, vă și spune acolo că nu este necesară precizarea acestora, ci puteți folosi, la fel ca și la subiectul anterior, de la subiectul întâi, doar literele cu care sunt marcate pe hartă, ceea ce vom face în continuare. Punctajul e clar că va fi acordat doar dacă aceste deosebiri se fac comparativ și nu separat. Plus că vă dă acolo câteva indicații la ce să vă referiți. Atunci când faceți o comparație, în cazul de față, a căuta 3 deosebiri între relieful a două unități de relief. Pe de o parte, modul de formare, categorii sau tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, trepte de relief, tipuri genetice de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, etc. Oricare alte aspecte ale reliefului pot fi luate în calcul dacă sunt formulate corect. Prin urmare, comparând cele două unități de relief, am spus mai înainte, este un podiș. Pe hartă e și rugămintea sau sfatul pe care îl dau tuturor să înceapă de acum
comparația aceasta urmărind harta pe care o are în față la examen, harta de la subiectul al doilea. Repet, la B este vorba despre podișul getic, un podiș, asta e foarte important, atâta timp cât nu vi se cere să dați denumirea, nici nu este indicat să vă complicați în cazul în care poate greșiți ceva și nu dați denumirea corectă, mergeți pe ideea în sine de a folosi literele cu care sunt notate pe hartă cele două unități de relief. Și în cazul celălalt cu H din Carpații Meridionali, e clar, o zonă montană. Așadar, ceea ce ar trebui să vă ajute pe voi ca elevi, să porniți de la modul de formare. E un munte, știți cum s-a format un munte. Este un podiș, un deal, o câmpie, știți în principal care este modul de formare al acestora. Și porniți de la acest fapt, modul de formare. Prin urmare, o primă deosebire între cele două unități de relief ar fi acesta. Adică unitatea de relief marcată pe hartă cu litera B, adică podișul getic, s-a format prin depunerea de sedimente. În timp ce unitatea de relief sau unitățile marcate pe hartă cu litera H s-a format prin încrețirea scoarței terestre. E vorba despre munte și e clar că de aici pornește prima mare deosebire. Haideți să o formulăm. Subiectul D poate suna cam așa. Unitatea de relief marcată pe hartă cu litera B. Evident că era podișul getic, nu insist să mai scot denumirea, dar știm măcar că este un podiș, s-a format prin depunerea de sedimente. Deci, repet, unitatea de relief marcată pe hartă cu litera B s-a format prin depunerea de sedimente. Evident, transportate de râurile care coboară dinspre Carpații, din partea nordică a acestei unități. În timp ce unitatea de relief marcată pe hartă cu litera H s-a format prin încrețirea scoarței terestre. Prima deosebire. Simplă tocmai prin faptul că modul de formare a celor două unități este total diferit. Plecând de la acest fapt, că o unitate este munte, o unitate este podiș, modul de formare, ne putem referi la tipul de roci existent. E clar că într-o zonă de podiș vom găsi roci mai moi, sedimentare, nisipuri, pietrișuri, argile. În zona acestui podiș sunt reprezentative nisipurile de Cândești, pietrișurile de Cândești, așa că putem să ne referim și la acest lucru. În timp ce în zona montană sunt roci mult mai dure, spre exemplu șisturile cristaline. Ar putea fi o deosebire, pe care o vom și nota cu aceeași formulare ca mai înainte. Unitatea de relief marcată pe hartă
cu litera B beneficiază. Contează foarte mult felul cum începeți formularea. Aș fi putut să scriu de în unitate de relief există sau predomină rocele sedimentare, dar dacă am formulat astfel, beneficiază de prezența rocilor sedimentare. Tocmai plecând de la modul de formare al acestui podiș. Nisipuri, pietriș, argile, marne, etc. Spre deosebire de unitatea de relief marcată pe hartă cu litera H, unde predomină rocile dure, și evident, ca exemplu, șisturile cristaline. Bun, asta ar putea fi o a doua deosebire. Evident că dacă e munte, ar trebui să fie mai înalt decât o zonă de deal sau podiș. Firește că așa și este în cazul de față, ar trebui să cunoaștem măcar aproximativ care sunt valorile maxime ale altitudinilor și ne putem construi o a treia deosebire și chiar așa o să încercăm să facem. În ceea ce privește Carpații Meridionali, toate grupele acestor carpați beneficiază, iarăși cum am fost și mai înainte, de altitudini ce depășesc 2500 de metri. Cred că este suficient să ne referim la acest, avem acest reper de altitudine pentru a caracteriza și a deosebi de altitudinea din podișul de mai înainte, unde înălțimile ajung la 600-700 de metri altitudine. Așadar, ne putem referi că în unitatea marcată pe hartă cu litera B sunt altitudini maxime și vreau să formulez mai mici, evident comparativ cu cealaltă, dar nu lăsăm așa pentru că este foarte posibil să primiți doar o parte din punctajul total. Puteți să treceți în paranteză aproximativ 600-700 de metri pentru podișul getic. Comparativ cu altitudinile maxime din unitatea notată pe hartă cu litera H. Și am spus mai înainte unde aceste altitudini maxime depășesc 2500 de metri.
Și cu această a treia formulare, bineînțeles că sunt doar niște exemple pe care le-am formulat eu, dar cu siguranță puteți găsi și altele în funcție de inspirația pe care o aveți. Și nu numai referitor la cele trei elemente, vă puteți referi evident și la tip genetic de relief. E clar că dacă au peste 2000 de metri, Carpații respectiv prezintă relief glaciar. E doar un exemplu, ceea ce e clar că nu se întâlnește în această unitate B, în podișul getic. Doar așa o altă idee. Încă o chestiune importantă, Carpații meridionali sunt greu de pătruns de apele, greu fragmentați de apele curgătoare. Singura apă curgătoare care, singurul râu care a reușit să străbată Carpații meridionali de la nord spre sud este Oltul. În rest, și asta ar putea fi o deosebire, mult mai fragmentată este această unitate B, adică podișul getic, comparativ cu Carpații meridionali. Am spus mai înainte această caracteristică, faptul că doar Oltul este râul care străbate de la nord la sud această unitate montană. Bun, revenind la subiectul E, așa cum aveți de formulat și la subiectul 1, așa vi se dă un exercițiu cu două subpuncte și la subiectul acesta E de la al doilea, referitor la România. Și anume, prezentați o cauză care a determinat amplasarea unui combinat siderurgic în orașul marcat pe hartă cu numărul 6. Urmărind harta de la subiectul al doilea, cu numărul 6 este Galați. Un oraș important al țării noastre, aflăm și din formularea respectivă că este un important combinat siderurgic, cel mai mare din țara noastră, aici la Galați. Care este motivul sau care este cauza care a determinat această amplasare? Repet, pentru subiectul E, faptul că vi se cere să prezentați, nu este suficient să scrieți cauza sau factorul important. Vă referiți întotdeauna la aceiași factori. Fie la relief, fie la climă, fie la ape, fie la soluri și încercați să le aplicați la ceea ce vă cere acolo. E clar că în zona Galațiului, o zonă mai joasă de câmpie, un combinat siderurgic n-ar beneficia de resursele de care s-ar putea extrage din apropiere. Însă, un mare beneficiu îl reprezintă prezența Dunării. Faptul că Galați, că despre el este vorba, este un port fluvial la Dunăre. Plecând de la prezența Dunării, că de fapt ăsta este motivul principal pentru care sau de care ne putem lega pentru existența la Galați a unui combinat siderurgic important al țării noastre. Prin urmare, răspunsul este legat de ceea ce vedeți aici. Port fluvial, prezența Dunării, care constituie mijloc de transport, cale de transport fluvială pentru resursele necesare a unui combinat siderurgic. Și ați încheiat răspunsul, cel de două puncte care să vă lase să continuați examenul cu subiectul al doilea. Prezentați o cauză care a determinat amplasarea unei rafinării în orașul marcat pe hartă cu numărul 1 și în apropierea acestuia. Cu numărul 1 vedeți undeva spre sudul țării, acolo la poalele subcarpaților, un orășel mare, este vorba de Ploiești. De ce acolo s-a amplasat o rafinărie? Pe aceeași idee, începem să căutăm cauzele. E clar că nu ne putem referi neapărat la cauze naturale, cauze ale cadrului natural, ci pur și simplu existența resurselor. Existența resurselor de hidrocarburi a condus practic la apariția în această zonă a unei rafinării. În a doua jumătate a secolului XIX, lângă Ploiești, la Brazi, se înființa prima rafinărie din lume
în țara noastră așadar. Bun, deci existența resurselor de hidrocarburi în preajmă, în apropiere, a declanșat această amplasare a rafinăriei în preajma orașului notat pe hartă cu numărul 1. Bun, și acestea fiind zise, subiectele 1 și 2 s-au cam terminat. Europa și România va aduce sau vă pot aduce la examen 60 de puncte plus încă 10 din oficiu și mai rămân încă 30 de puncte pentru subiectul al treilea, pe care în perioada următoare încercăm să îl rezolvăm. E un grafic care vi se prezintă. În cazul de față aveți niște precipitații medilunare la o stație meteo din Europa. Nici nu vă spune exact unde, nici nu știu cât de important este deocamdată, pentru că este foarte posibil ca la categoria aceasta de grafic să aveți și întrebări mai dificile legate de tipul de climă care ar putea fi reprezentat în graficul respectiv. Rugămintea mea, sfatul meu este ca să citiți cu atenție ce reprezintă acel, să citiți cu atenție cerința exercițiului, să urmăriți cu atenție ceea ce înseamnă graficul respectiv, să vă uitați la legendă, să aveți în vedere valorile care sunt reprezentate acolo, să nu uitați unitatea de măsură și, evident, să cunoașteți și, în cazul de față, lunile anului, de la 1 la 12. E foarte important acest lucru, să scrieți denumirea din calendar și nu neapărat numărul pe care îl aveți setat acolo. Bun. Pe baza acestui grafic aveți de răspuns la niște întrebări. Simple, foarte simple chiar. De aceea, rugămintea mea este, pentru că foarte mulți evită de multe ori să vadă, să facă acest, să spunem, grafic, pentru că li se pare dificil, dar întrebările sunt foarte, foarte simple. Haideți să vedem. Precizați, în cazul de față, două luni în care cantitatea de precipitații cuprinsă între 40 și 45 de milimetri. Conform graficului, între 40 și 45, mare grijă, pentru că, vedeți, în partea stângă, intervalul este notat din 10 în 10, dar între 40 și 45 se poate observa, se pot observa cele două luni, a treia și a 12-a, adică martie și decembrie. Răspunsul simplu, scrieți martie și decembrie pentru primul răspuns. A doua întrebare. Legat de același grafic, două luni în care cantitatea de precipitații este cuprinsă între 55 și 60 de milimetri. În cazul de față, dacă ne uităm cu atenție pe grafic, între 50 și 60 de milimetri sunt cuprinse două luni, fie luna a noua, adică septembrie, fie luna a patra, care este chiar 60 de milimetri. Adică aprilie și septembrie sunt cele două răspunsuri de luat în calcul. Bun, urmărând competențele de valorificat la elevi în cadrul liceului prin geografie, aplicarea matematicii în această disciplină se vede sau se reflectă și în exercițiile care urmează. Aveți de făcut niște calcule simple, de altfel, în cazul de față, niște diferențe, și anume, unul dintre subiecte spune cam așa: calculați diferența între valoarea maximă și valoarea minimă a precipitațiilor medii lunare. Adică ne uităm pe graficul respectiv, vedem care este valoarea maximă întâlnită și valoarea minimă. E clar că maxim, uitați-vă, în luna a șasea, în iunie, aproximativ 75 de milimetri, și avem de făcut diferența cu temperatura, pardon, cu precipitațiile minime. În februarie, luna a doua, aproximativ, că o să vedeți, nu putem da chiar cu exactitate valoarea, în cazul de față, aproximativ 28 de milimetri am stabilit eu că ar fi
răspunsul corect. Așadar, diferența aceasta între valoarea maximă și minimă ar fi undeva la 47 de milimetri. Nu uitați, data de măsură este foarte importantă, o treceți și ați obținut încă un punctaj în plus la acest examen. 2. Aveți de calculat diferența dintre valorile precipitațiilor medii între două luni, ianuarie și februarie. La fel, uitându-ne pe graficul respectiv, putem vedea foarte simplu că în ianuarie aproximativ 33 de milimetri, eu așa am stabilit valoarea, o să vă spun imediat și ce înseamnă acest lucru, și din februarie 28. Am calculat mai înainte că este și valoarea minimă chiar găsită și calculul final indică 5 mm. E clar că nu putem aproxima foarte exact ce valoare este acolo. Important este să scrieți o valoare cât de cât apropiată cu ceea ce găsiți pe grafic, pentru că și baremul de corectare și notare a elevilor dă un interval între care să vă încadrați pentru a ajunge la un răspuns corect. Așadar, fără prea mari eforturi, așadar se pot obține puncte foarte simple. Hei, aici era întrebarea cea mai grea, mă rog, nu foarte grea, dar pentru cei care n-au mai lucrat genul acesta de subiecte, ar putea fi o problemă. Precizați tipul de climă în care se încadrează acest regim al precipitațiilor medii lunare. Bine, urmărind graficul respectiv, ar trebui să ne dăm seama din ce tip de climă specifică Europei, ca așa spune acolo, s-ar încadra acest grafic. Rugămintea mea este ca de fiecare dată când faci acest lucru, dacă nu vedeți din prima, că e posibil, așa la o primă vedere aș putea caracteriza acest grafic ca având precipitații neuniforme, mai puține în perioada de iarnă, se observă lucrul acesta, și mai bogate în perioada de vară sau în primăvara mai târziu, așa la contactul cu vara. Se văd lunile acelea a patra, a cincea, a șasea, a șaptea, cu valori destul de mari și comparativ cu iarna, spre exemplu, unde sunt foarte mici. E clar că m-ar putea duce cu gândul la un anumit tip de climă, dar singura variantă corectă pentru a verifica exact ce înseamnă este să adunăm fiecare valoare în parte. Fiecare cantitate de precipitații pentru fiecare lună în parte. Pentru ianuarie, pentru februarie, pentru martie, pentru aprilie și așa mai departe până în decembrie. Avem 12 valori care adunate ne dau o cantitate medie anuală obținută, căzută în acel tip de climă. Prin urmare, am putea să rămânem la impresia că, făcând un calcul, evident, ar trebui să dau valorile pentru fiecare lună în parte, însă eu am făcut calculul, așa cum ar trebui să faceți și cei care ar rezolva acest subiect. Repet, adunați valorile de pe fiecare lună în parte, cele 12, și vă dă o anumită valoare. Mie mi-a ieșit aproximativ 660 de milimetri. Oricum, ca să aproximăm, dacă ar fi să mergem direct după intervalul pe care probabil că l-ați și învățat pentru clima mediteraneană, am fi tentat să înclinăm spre acest climat. Însă distribuția aceasta neuniformă a precipitațiilor la nivelul acestei regiuni, cu vara mai mult și iarna mai puțin, mă conduce cu gândul că este un climat de tip temperat continental. Și în România, spre exemplu, valoarea medie anuală a precipitației este undeva la 640-650, adică cumva peste intervalul pe care poate l-ați găsit pentru clima temperat continentală între 400-600. Așadar, ca să răspund la întrebarea exercițiului, este vorba despre o climă temperat continentală. Bun, și am terminat și cu graficul acesta, simplu, nesimplu, subiecte care vă pot aduce punctaje foarte, foarte frumoase. Aveți la subiectul C
o țară vecină cu România, pentru care trebuie să precizați niște elemente caracteristici. Pentru cazul de față am ales eu, nu neapărat întâmplător, Ucraina, o țară luată așa repede, putea să fie și Republica Moldova, ar putea fi și Bulgaria, ar putea fi și Ungaria sau Serbia, dintre cele 5 vecine cu România, pentru care a trebuit să precizați următoarele. Două state vecine. Ei, rugămintea mea este că atunci când aveți acest subiect de rezolvat, să reveniți la pagina 1, la subiectul 1, unde aveți, să zicem, harta politică a Europei și să urmăriți acolo detalii care vă pot fi de folos. Spre exemplu, pentru Ucraina, două state vecine, evident, e țară vecină cu România, nici n-are rost să o ocolim, România și încă o țară vecină cu Ucraina. Eu m-am oprit să scriu Republica Moldova, dar pot fi găsite în cazul de față și altele. Aș putea să scriu mai multe, dar mă voi opri doar la două. La examen puteți scrie și 3 și 4, timp cât sunt răspunsuri corecte, nu ar fi asta un impediment pentru a obține punctajul complet. 3 unități de relief. E, aici m-am gândit așa să vă dau ca exemple pentru Ucraina Carpații, care se continuă și la sud de zona aceasta a Ucrainei, în România. Ei se numesc Carpații Păduroși. E doar un exemplu. Un exemplu de Podiș. M-am gândit Podișul Podolic. Aici vă spune un test de relief. Nu montane, nu de câmpie, nu de podiș, nu contează, puteți da și trei zone, trei unități montane sau două montane și o câmpie, important este să iasă 3 la număr. Podișul Podolic sau podișul Donețk îl puteți ține pentru că aveți și exemplu orașului din Ucraina și așa mai departe. Și câmpia Mării Negre, la ea m-am oprit, câmpia Mării Negre, ca exemplu, pentru o unitate de relief de pe teritoriul Ucrainei. Vi se mai cer 3 cursuri de apă. E simplu și aici, toate țările vecine cu România sunt țări dunărene. Așadar și Ucraina beneficiază de apele Dunării alături de Tisa. Uitați că este un exemplu de care și România beneficiază. Și de ce nu voi trece aici Nipru? De ce? Pentru că trece chiar prin capitala Ucrainei, prin Kiev. Ceea ce v-ar putea ajuta, să zicem, să țineți minte că încă o capitală care e traversată de un râu important al Europei. Nu uitați și de Siret sau de Prut, pentru că ele tocmai din Ucraina izvorăsc și pot fi date ca exemplu. La fel cum ne putem referi și la două orașe, altele decât capitala, vă cer aici. Be, capitala Kiev, traversată de Nipru, nu o putem scrie. Dar putem găsi și alte variante. Eu m-am oprit la Odessa, ca un port maritim al Ucrainei. Aș scrie și Donețk, ca un oraș important dezvoltat pe baza resurselor de subsol existente în zonă. Mai este și Lvov, nu uitați de Cernăuz, de ce nu, ca exemplu, poate de pe la istorie știți mai multe detalii, îl puteți da ca exemplu și în cazul de față. Așadar, 10 denumiri scrise care vă aduc foarte simplu 10 puncte. Așadar, învățați foarte bine statele vecine cu România din această perspectivă după acest model. Vă poate fi întotdeauna de folos să luați un punctaj maxim, măcar la subiectul C, cu siguranță. Și în cazul de față mai este un subiect, subiectul E, în care vi se dă un tabel. Un tabel în care vi se prezintă lungimea a 3 râuri din România. Mureș, Siret și Someș. Și pe baza acestui tabel trebuie să răspundeți
succint la niște întrebări foarte, foarte simple. Să nu vă lăsați intimidați de tabelul în sine, să nu vă lăsați intimidați de valorile de acolo sau de sursele trecute. Important e că cele patru întrebări pe care, la care aveți de răspuns sunt destul de simple. Haideți să vedem. Precizați numele râului care izvorăște din alt stat, nu din România, de fapt asta e ideea, precum și numele statului în care își are izvoarele. Dacă este să căutăm, și aceasta este rugămintea mea de fiecare dată, ca elevii să folosească și hărțile de la subiectul 1 sau al doilea ca reper, ca ajutor pentru răspunsurile pe care le-ar putea da la celelalte exerciții. În cazul de față, dacă e să urmărim Mureșul, știți foarte bine, el izvorăște undeva din Carpații Moldo-Transilvania, alături de Olt, deci e clar că nu izvorăște din altă țară. Dacă e să luăm Someșul, Someșul se formează, vedeți, din unirea lângă Dej a Someșului Mic cu Someșul Mare, două râuri care izvorăsc fie din Carpații Occidental, din munții Apuseni, fie din zona Rodnelor de aici, Rodnei, din Carpații Maramureș și Bucovine. Deci nici Someșul nu izvorăște din alt stat decât România. Și a mai rămas Siretul, oricum, din perspectiva aceasta, cred că multă lume știa, Siretul e cel care izvorăște din Ucraina, ca răspuns corect pentru ceea ce ni se cere la acest subiect. Deci, 1, avem de răspuns numele râului care izvorăște din alt stat. Siret, evident, din Ucraina. Am scris și țara și, evident, punctajul complet va fi al meu. Așadar, pentru râul precizat la punctul numărul 1, calculați ce lungime străbate de la izvoare până la intrarea în țara noastră, în România. Ce aveți de făcut? De pe tabelul respectiv, de făcut o scădere. Rugămintea mea este că puteți face scăderea și pe ciornă, dar de ce nu puteți face direct pe foaia de examen? Faceți și verificarea, tocmai pentru a nu greși. În cazul de față, avem de făcut o scădere, 647 de kilometri, cât are lungimea totală, minus 559, cât are lungimea pe teritoriul țării noastre, conform surselor care ne sunt prezentate aici. Și răspunsul final, aproximativ 88 de kilometri. Un calcul simplu, puteți face unul sub altul, important este să iasă răspunsul corect așa cum vi se cere în exercițiu. Apoi, calculați lungimea celorlalte două râuri, adică Mureșul și Someșul, în afara granițelor țării. Pentru Mureș, o scădere simplă, 766 de kilometri, minus 718. Și rezultatul final, aproximativ 48 de kilometri, lungimea Mureșului în afara granițelor României. Și Someșul are o lungime totală de 415 kilometri, pe teritoriul țării noastre traversează 365 de kilometri și au rămas aproximativ 50 de kilometri pe care Someșul îi face până la vărsare pe teritoriul Ungariei. Și o ultimă întrebare, la 4, pentru râurile menționate la subpunctul 3, adică pentru Mureș și pentru Someș, precizați numele statului în care curg, în afara României, precum și numele râului în care se varsă pe teritoriul statului respectiv. E, în cazul de față, în ceea ce privește cele două râuri, e indicat să faceți aceeași schemă pe care v-am învățat cu câteva timp înainte, să dați înapoi la harta României și să urmăriți râurile înspre ce granița a țării pleacă. Și atunci, în cazul de față, avem Mureșul care pleacă
spre țara vecină din nord-vestul țării noastre, adică din Ungaria, și Someșul la fel, în partea de nord vest a țării noastre, se varsă tot pe teritoriul Ungariei. Prin urmare, răspunsurile care ar trebui scrise la acest exercițiu, Ungaria și, evident, râul în care se varsă Tisa. Bun, și cu acest exercițiu, așa în mare, vedeți că nu durează mai mult de jumătate din proba, din timpul destinat probei. Așadar, aveți timp să faceți și verificări, aveți timp să mai faceți o adunare, o scădere, o împărțire sau ceea ce vi s-a părut greu la exercițiile de dinainte. Aveți timp să refaceți, de ce nu, pentru a doua oară lucrarea, pentru un examen de nota 10. Eu vă mulțumesc pentru faptul că ați urmărit cu atenție și poate că pe aici, pe acolo, câteva sutimi în plus la lucrare am fost utili tuturor. Vă mulțumim și mult succes la examenul care urmează, la examenele care urmează, și mult succes în viață. Numai bine!